doarme sub 4-5 ore. Verificat că va trăi mai puțin. Copilul în burta numămica doarme 22-23 de ore. După ce se naște 20-18. Și ceva interesant, copiii cresc în somn. Ei se culcă cu o anumită înălțime și când se scoală sunt mai lungi. Și veniți acasă și îți vine să cazi. Nu mânca. Culcă-te un pic. Că dacă mănânci, numai jumătate din corp doarme. Factorul cel mai important ca să fim sănătoși, să fim bine odihniți. Cine doarme mult, va trăi mult. Cine doarme puțin, va trăi puțin. Trebuie să dormim minim 7-8 ore pe zi. Este obligatoriu ca să fim oameni sănătoși, normal. S-a dovedit că în somn, doamnelor, pielea se reface de 6-7 ori mai bine în somn decât dacă n-am dormit. De aceea te scoli și că buhăit. Nu! Te scoli dimineața cu pielea refăcută total. Tot sistemul nervos se reface în somn. Se creează neurohormon, se stochează informații, dar în special reglează toate mecanismele noastre. Și de aceea este bine să dormim pe întuneric, dacă se poate, și să dormim minim 7-8 ore pe noapte. Cine doarme sub 4-5 ore, verificat că va trăi mai puțin. Și acum e și reversul. Cine doarme peste 10-12 ore pe zi, va trăi mai puțin. Că nici somn în cantitate mare nu face bine. Iar când cineva începe să doarmă de la 18 până la 22 de ore, înseamnă că e așa de obosit încât merge spre somnul acela lung, în care toate se liniștesc și nu mai sunt probleme. Și deseori am avut bolnavi în care deodată l-a apucat boala somnului. Și am știut că omul nu mai poate să mai stea în aceste condiții, nu mai place stilul de viață și vrea să se ducă, să se odihnească. Dar pentru noi ajunge aici, dormiți neapărat 6-8 ore pe zi, ales copiii. Copiii trebuie să doarmă mai mult. Copilul în burta numămica doarme 22-23 de ore. După ce se naște 20-18. Și ceva interesant, copiii cresc în somn, ei se culcă cu o anumită înălțime și când se scoală sunt mai lungi, pentru că hormonul de creștere acționează în special în somn. Încă ce, sunteți foarte obosiți, frânți de oboseală și veniți acasă și îți vine să cazi, nu mânca, culcă-te un pic, că dacă mănânci, numai jumătate din corp doarme, tubul digestiv nu poate să doarmă și atunci tu te culci, ochii se culcă, urechile adorm, dar stomacul lucrează. După aceea spune, eu am terminat, intestinul, dai de drum. Și intestinul, hai să o pornim acum. Și încep să lucreze, să absorbă sărurile, să le ducă în sânge și în ficat. Și după ce intestinul e gata și că acum preluați voi. Și vine ficatul și toate substanțele din hrană și duce în sânge. Și apoi din sânge le prelucrează și duce la celule. Și la 4-5-6 ore de bea organismul doarme bine. De aceea să nu ne culcăm cu stomacul plin. 3-4 ore înainte de culcare să fie ultimul dejun.